Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate. Vă spun și în această seară același Marius Dumitrache alături de colegii mei din Regia Tehnică. Doamnelor și domnilor, legea privind industria de apărare a țării adoptată în Senat, inițiatorul acestei legi, unul dintre inițiatori, este prezent în exclusivitate la noi în studioul Columna TV, numai aici la Riposta, într-adevăr și dreptate, senatorul PSD, domnul Titus Colățean, fost ministru de justiție și fost ministru de externe. Îi spune și noi bună seara, bine ați venit, domnule senator. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am prilejul să ne întâlnim în această seară. Mulțumesc pentru invitație pentru că suntem importantă de discutat și această prima lege din istoria României post-decembristă, prima lege privind industria de apărare a țării, care e foarte importantă și pentru județul Dâmbovița și al cărei inițiator sunt alături de alți doi colegi deputați PSD, e o temă importantă. Însă, înainte de orice, fiind și o zi de sărbătoare, fiind Sfântul Dumitru, mă bucur și am plăcerea să urez la mulți ani tuturor celor care au și poartă acest nume de sfânt. La mulți ani și din partea noastră celor care poartă numele Sfântului Dumitru, stimați legislatori. Domnule ministru, dumneavoastră ați fost unul dintre inițiatorii acestei legi foarte importantă pentru industria de apărare a țării și cu precădere pentru industria de apărare dâmbovițeană, că avem și noi unități în acest domeniu al industriei de apărare. Cât de importantă și ce semnificație are adoptarea acestei legi pentru prima oară în România, legea privind industria de apărare a țării? În primul rând că ea reglementează, spuneam, pentru prima oară în România și mi-ar fi totuși greu să explic de ce România n-a fost capabilă în 25-26 de ani să ducă până la capăt legiferarea acestui domeniu strategic al securității naționale, industria de apărare, cu consecințe în plan politic, de securitate, militar, dar și consecințe economice și sociale importante. Și a fost o bătălie, nu vă ascund, de mai mulți ani. Oricât ar părea de surprinzător, pentru că am descoperit, eu fiind un specialist mai ales în zona de politică externă, securitate, din acest punct de vedere, am descoperit în cealaltă lume complementară, care vizează securitatea, partea de militară și de producție, achiziții de armament, am descoperit și un alt tip de interese și relaționări. Și ăsta este motivul pentru care bătălia a fost mai complicată decât m-am așteptat, a durat mai mulți ani de zile în promovarea în Parlament acestei legi și până la urmă, la începutul acestei săptămâni, în plenul Senatului României, am adoptat votul final cu unanimitate. Unanimitate. Cu unanimitate. Am obținut unanimitate, am susținut în plen această lege care, pe de o parte, ne pune la aceeași masă cu statele membre ale Uniunii Europene și mai ales ale Alianței Nord-Atlantice, în ceea ce privește dotarea, echiparea și, de ce nu, și resursele financiare pe care statul român le va obține altfel de acum înainte, prin contractele de vânzări în exterior. Unu, ne place, nu ne place, sunt probleme de securitate internațională în jurul nostru, foarte aproape de granițele noastre. Sunt chestiuni care țin, uitați, de mișcările teroriste internaționale, deci armata română trebuie să fie echipată și, spunem noi, să există o preeminență a companiilor românești care produc, asigură mentenanța și așa mai departe. De asta este important, de exemplu, pentru companiile atât de stat, subliniez, cât și private, care desfășoară activități relevante pentru securitatea națională din România. Județul Dâmbovița este bine plasat, județul Brașov, județul Alba, dar și partea privată, aici subliniez companiile de ITNC, de exemplu, sau Cyber Defense, apărare, vor fi într-o poziție privilegiată. Asta înseamnă avantaje economice pentru România și pentru companiile care desfășoară această activitate. Asta înseamnă locuri de muncă și proiectul de lege când l-am discutat. Zona socială e foarte important. Proiectul de lege, când l-am discutat cu ani în urmă, începând cu județul Brașov, eram la acel moment la Brașov, cu sindicatele din companiile de apărare din acea zonă, dar discuție relevantă pentru toată țara, inclusiv pentru județul Dâmbovița, sindicatele au fost foarte susținătoare pentru adoptarea unui astfel de proiect. Cei de la Romar și din diferite structuri guvernamentale. Deci, consecințele sociale nu trebuie deloc neglijat, când înseamnă garantarea locurilor de muncă, ba chiar extinderea lor și probabil un nivel de salarizare gradual mai ridicat. Dar cine a avut interes, domnule ministru, să nu fie adoptată această lege în 26 de ani? Culmea, e un paradox, în 26 de ani noi n-am avut o lege privind industria de apărare.
revin la diplomația mea tradițională și voi spune că atunci când vorbim de producție, comerț cu armament, achiziții, există tot felul de idei, există poate și interese diverse, nu doar în țară, și în exteriorul țării. Și atunci asta a fost o bătălie, dar alături de care am avut alături de mine această bătălie și instituții guvernamentale serioase și cei de la Romar și sindicatele, și m-am bucurat că în final colegii din Parlament au luat o decizie unanimă și este spre binele României. Mai spun un lucru. În această perioadă se întâmplă niște chestiuni, niște reconfigurări în interiorul Uniunii Europene legate de ceea ce se numește o industrie europeană de apărare. E complementară cu industria din statele NATO, unele sunt și țări membre NATO, altele nu sunt. Iar această industrie de apărare europeană este stabilit să aibă contribuții din partea fiecărei capacități naționale. La această masă europeană este bine să fim prezenți, să avem contribuții, să fim și noi beneficiari. Dacă n-am fi avut această lege, vă anunț că eram undeva în linia a doua și am fi avut de pierdut. Tu trebuie să-ți dotezi armata. Încă o dată, ne place, nu ne place, am dorit să investim 100% dacă s-ar putea, nu știu, în agricultură, în educație, sănătate. Noi avem război lângă noi. În Marea Neagră este un conflict foarte serios. Balcanii niciodată nu s-au liniștit definitiv. Avem mișcări foarte dure de terorism. Armata română și forțele de ordine, în general, din România, trebuie să aibă o dotare corespunzătoare. Concret, domnule ministru, care sunt implicațiile, consecințele pozitive pentru industria de apărare a țării, urmarea adoptării acestei inițiative legislative a dumneavoastră, urmarea adoptării acestei legi, pentru că dumneavoastră sunteți și candidat din partea Partidului Social Democrat pe listele pentru Senatul României, veți fi fără doar și poate senator PSD de Dâmbovița și iată un motiv în plus pentru alegători să voteze candidații Partidului Social Democrat, pentru că dumneavoastră aveți o contribuție la adoptarea acestei legi, sunteți inițiatorul legii și cu implicații pentru unitățile de apărare din județul Dâmbovița, care nu sunt puține, sunt patru, din câte știu eu, patru unități de acest profil și cu implicații în zona socială pentru... Sigur. Păi, haideți să explicăm pe scurt despre ce e vorba. Luați perioada de până acum, 20 de ani, în care industria de apărare a țării constant s-a restructurat, s-a restrâns, a fost diminuată, oamenii au fost dați afară, au trebuit să-și caute alte locuri de muncă, s-a produs mai puțin și, paradoxal, s-au făcut achiziții mai serioase din exteriorul țării. Pe ce bani? Pe bugetul statului, tot pe banii cetățeanului român. Această lege va permite și va oferi o serie de facilități importante și sprijin din partea statului pentru aceste companii românești, va permite o serie de investiții, de modernizări, va permite ca la momentul în care se fac achiziții pentru forțele armate române, pentru forțele de ordine, prioritatea să fie acordată prin notificare către autoritate, va fi o autoritate coordonatoare guvernamentală, se vor face notificări și atunci prioritate vor avea companiile românești. Sunt alte chestiuni legate de mentenanță. Știți că noi investim modernitatea, trebuie și întreținute anumite chestiuni. Și, în sfârșit, toate lucrurile astea generează nu doar stabilitatea companiilor românești, o dezvoltare. Asta înseamnă, spuneam, stabilitatea locurilor de muncă, dar și noi angajări în aceste companii. Și asta înseamnă și nivel de salarizare, pentru că acum trăim într-o lume în care ne dorim pace. Dar lumea asta, din păcate, nu este doar plină de îngeri. Comerț cu arme există și îl fac americanii, îl fac europeni, germanii, Franța, îl fac chinezii, îl fac rușii. Și România poate să, pe o piață care nu înseamnă neapărat război, dar înseamnă să te pui la punct din punctul de vedere al securității și tu poți să vinzi astfel de chestiuni. Poți avea încasări la buget importante, iar banii ăștia se pot redistribui în proiecte de dezvoltare socială. Deci lucrurile se leagă. Să nu înțeleagă cineva greșit, eu sunt un om care, și ideologic vorbind, dar și ca formație, ca diplomat, sunt un om care întotdeauna am promovat proiectele legate de pace, armonie în societate. În același timp, nu pot să ignor niște lucruri care se întâmplă. Atunci, această lege privind industria națională de apărare reprezintă un fundament în toată politica de securitate națională.
Corect. Iată o veste bună pentru dâmbovițeni, oameni buni. Legea privind industria de apărare națională a fost votată în unanimitate în Senatul României. Inițiatorul este prezent al acestei legi, este prezent în exclusivitate la noi în studio, domnul senator PSD Titus Corlățean. Un motiv în plus pentru că domnia sa va candida pe listele Partidului Social Democrat. Pe de altă parte, domnule ministru, dumneavoastră sunteți un apropiat al mediului de afaceri din zona Turciei și în perspectiva investiției care se va finaliza în apropiere de municipiul Târgoviște, la Ulmi, se va extinde, estimați prieteni, se va construi acolo o fabrică foarte importantă a renumitei firme Arctic, stimați legislatori, și turcii investesc, iată, în județul Dâmbovița, o investiție foarte importantă care a beneficiat și de sprijin guvernamental. Se și datorează și această investiție, iată, apropierii senatorului PSD Titus Corlățean de oamenii de afaceri din zona Turciei. În acest context, dumneavoastră, iată, vă implicați pentru dezvoltarea economică a județului Dâmbovița, candidați din partea PSD la noi în județ, domnule ministru. A spune că mai puțin apropiat de oamenii de afaceri turci, ca să nu se înțeleagă greșit, cât mai ales de cercurile politice de decizie de la Ankara, pentru că sunt importante. Sunt indisolubil legate. Pentru că într-o țară ca Turcia, în care sistemul este oarecum diferit de sistemul european și românesc tradițional, contează poate chiar mai mult semnalul politic pe care companiile și investitorii turci le primesc din partea decidenților politici din partea guvernului turc atunci când doresc să investească în străinătate. Și ceea ce faceți dumneavoastră referire, pe scurt, este următoarea chestiune. Am fost ministru de externe a României, am avut această onoare și am în mod inevitabil relații la nivel foarte înalt guvernamental în executivul turc. În două conexiuni internaționale foarte, foarte importante. În ultimele două săptămâni am avut în două ocazii întâlniri cu înalți oficiali turci și glumeam cu colegii, le spuneam, vorbeam cu domnul președinte Țuțuianu și ceilalți colegi, le spuneam, înainte discutam cu ministrul turc de externe pe care l-am întâlnit acum două săptămâni în Franța la Strasbourg, discutam teme de genul cum să combatem terorismul, Daesh, ISIS, cum să cooperăm bilateral, economic, cum să facem lucruri legate de cablu submarin, să exportăm energie electrică din România prin Marea Neagră spre Turcia, NATO, Uniunea Europeană, mă scuzați. De data asta am discutat la Strasbourg exclusiv investițiile turcești din Dâmbovița, oricât ar putea părea mai ciudat la București. Aici este foarte important și am spus colegului Ceaușoglu, vezi că aveți un grup turc important care a investit anterior într-o companie română, în Știm Arctic Găiești, o investiție foarte serioasă, care produce foarte bine și sunt locuri de muncă. Se va extinde această... Grupul Arcelic va extinde această investiție. Am explicat despre ce vorba, știa bineînțeles de grupul respectiv. Și am spus, vezi că investiția este importantă, este pe parcurs, se iau toate avizele necesare în direcția cea bună, dar eu te rog să lansez un semnal politic foarte clar de susținere acestei investiții turcești în România, în județul Dâmbovița, de care sunt acum legat. Și a fost extrem de receptiv și știu că se va întâmpla așa, pentru că acolo, într-adevăr, dacă e un semnal politic de susținere, de sprijin, și compania economică respectivă merge și mai ales și rămâne. Spun nu întâmplător, pentru că în lumea asta, care este destul de volatilă, apropo de mediile de afaceri, ce se întâmplă, cad piețele, important este ca investiția să aibă stabilitate, să se facă și să rămână pe termen lung. Și eu cred că mi-am atins obiectivul și în acea discuție cu ministrul turc de externe și săptămâna următoare primind altfel și la Parlamentul României, la Senat, Comisia de Politică Externă din Parlamentul turc, care ne-a făcut această vizită, i-am primit și am discutat exact în aceeași termen. A rămas, pentru că ambasadorul Turciei la București era prezent la discuție, să facem împreună o vizită, să vedem anumite chestiuni aici în județul Dâmbovița, tocmai pentru a transmite un semnal comun româno-turc la nivel politic de susținere și încurajare pentru aceste investiții. E important și știm foarte bine, pentru că locurile de muncă în prima etapă, acolo lângă Ulm, la noua companie care va fi ridicată, vor fi cam 2500
în prima etapă, urmând ca în etapele ulterioare să crească numărul de locuri de muncă. Voi spune că astăzi, eu nu vorbesc în general, anul ăsta, anul viitor, astăzi, în România, nu sunt foarte multe județe în care, atunci când primim întrebări, noi cei care suntem în clasa politică, noi, locuri de muncă, lumea spune asta în mod frecvent și acum, săptămânile astea, întâlnind foarte mulți oameni în diferite localități din Dâmbovița, foarte mulți, în special cei de vârsta a doua spre a treia, cu gândul la cei tineri, ridică domnul Corlățean locuri de muncă și a spus, Dâmbovița este bine plasată, unul dintre puține județe care astăzi pot să spună 2500 de locuri de muncă anul viitor și o etapă ulterioară, plus mai multe companii turcești care vor veni pe orizontală pentru a furniza componente. Lucrurile se mișcă, Consiliul Județean a făcut foarte mult și domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Țuțuianu și alte autorități au făcut foarte mult pentru această investiție, dar sprijinul trebuie combinat întotdeauna de la nivel înalt politic, structuri guvernamentale și astfel au succes. Asta ne propunem de fapt și în echipa PSD aici la nivel local, județean și cred eu și național după alegerile din 11 decembrie. Una peste alta, domnule ministru, iată, sunt motive întemeiate apropo de prezența noastră pe listele de candidați ai Partidului Social Democrat, pentru că adversarii politici vor să speculeze candidatura lui Titus Corlățeanu, adversarii politici fiind Partidul Național Liberal. Domnile Ros spuneau că, domnule, dacă a venit Titus Corlățean să candideze la Dâmbovița, l-avem și noi pe Cezar Preda de la Buzău pe listele Partidului Național Liberal. Dar iată, sunt implicații pozitive în ceea ce privește dezvoltarea economică a județului. Vorbim de industria de apărare a țării, avem și noi foarte multe unități în acest domeniu. Vorbim și de, iată, investițiile firmei grupului Arcelic din Turcia și datorate domnului ex-ministru Titus Corlățean, domnului senator PSD Titus Corlățean, dumneavoastră, având foarte multe conexiuni în plan internațional, aici putem să vorbim și de alte potențiale investiții la nivelul județului Dâmbovița, generatoare de locuri de muncă. Așa este, știți cum e? Atunci când se creează precedentul, încep să atragi atenția și poți să lărgești plaja de interes. Unul dintre obiectivele mele, și noi am stabilit în echipa PSD aici la Dâmbovița, ăsta a fost de fapt unul din motivele pentru care am primit această propunere de a mă integra în echipa de la Dâmbovița cu sprijinul centrului care a creat. Au fost mai multe discuții în mai multe direcții, ca să fiu cinstit, dar am fost onorat de această posibilitate de a candida în echipa PSD la Dâmbovița, pentru că e o echipă foarte serioasă, în primul rând. Și sunt oameni profesioniști care și-au făcut datoria, treaba față de județ, față de localități și la nivel național. Și atunci vom încerca să facem un lucru, eu spun vom încerca, eu am convingerea că vom și reuși, dar trebuie să muncim pentru treaba asta, să facem un lucru pe care poate mai puțin îl regăsim prin alte părți. O echipă integrată și cu domenii care sunt complementare se integrează bine. Există foarte multă expertiză la PSD Dâmbovița aici, la nivel local, la nivel județean, administrația județeană a mers bine și atât președintele organizației și Consiliului Județean Administrativ Adrian Țuțuianu, cât și echipa și-a făcut datoria. Este nevoie să punem în complementaritate legăturile, conexiunile și reprezentarea la nivel național, central, guvernamental și conexiunile externe. Lucrurile astea nu s-au înțeles bine întotdeauna în România, pentru că dacă ai și conexiune externă foarte bună, pe o relație care este profesională, politică, personală, care contează foarte mult în viața de astăzi, poți apela la un ministru important, la o autoritate importantă în altă țară, poți stabili conexiuni cu camera de comerț, cu companii, poți să inviți și vin a un semnal politic pe care îl primesc, vin cu deschidere, cu interes, ai ambasadele și ambasadorii pe care îi cunoști, i-ai în contact, i-ai adus aici și poți să promovezi județul. Se pot face foarte multe lucruri. Am discutat cu Adrian Țuțuianu, anul viitor ne propunem să facem la Bruxelles, probabil sub în incinta Parlamentului European, o acțiune de promovare a județului Dâmbovița, o acțiune de promovare culturală, dar și cu conținut social, economic și turistic. Și avem câteva idei, am o serie de proiecte cu o reprezentare și locală din Dâmbovița, cu produse și așa mai departe. Sunt lucruri foarte frumoase, nu inventăm noi căruța, dar ele trebuie făcute și atunci este bine să facem lucruri care au beneficii și concrete sociale pentru acest județ. Iată beneficii
sociale și concrete pentru județul Dâmbovița, stimați prieteni, subliniază fostul ministru de justiție și de externe, domnul senator al Partidului Social Democrat, Titus Colățean. Trebuie să luăm un scurt moment de publicitate, oameni buni, nu plecați nicăieri, o să continuăm dialogul cu domnia sa, în exclusivitate aici la Riposta, la Comuna TV, și vă mulțumim că și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră. Luăm publicitate, revenim imediat, nu plecați nicăieri, publicitate.